Salut, bine v-am găsit la un nou sub acest canal. În acest timp să ne vom juca ETS 2. Adică nu știu să vreau să spun de ce nu mai apăsa pe YouTube. Deci da, știți tirul meu. Apăra dacă știți, dacă ați uitat la streme de TS2, probabil să ați intrat pentru titlu, dar titlul practic e clickbait. Dar am pus titlul ăsta pentru că vreau să intrați mai mult, să aflați ce vreau eu să spun și de ce am lipsit și de aia ca să vă atrag. Bun, deci ne vom plimba pe aici cu tirul. Doar vreau să vă explicam de ce n-am mai postat. Ideea e că știți că eu am dus laptopul în servis. E, laptopul a întârziat puțin mai mult. Adică mi trebuie să vină în două, trei, maxim 5 zile. Dar, pentru că logică nu se putea să-mi ajungă în zilele alea, mi-a ajuns peste 2 săptămâni. Adică știi, gen, nu se lăsăm în 5 zile, într-o săptămână se lăsăm în 2 săptămâni. Mi s-a terminat odată videoclipul de filmat, pentru că aveam programate videoclipuri, pentru o săptămână, pentru că a zis că nu cred că stă mai mult de o săptămână în service. Dar de fapt asta 2 săptămâni. Și de aia n-am mai postat eu. Că știți că luni de luni nu m-am mai postat niciun episod. Bun, ideea e că eu când l-am trimis, eu stau în București. Și eu când am dat, la laptop trebuie să mă duc până în Ploiești, pentru că atunci nu livrea în București. Nu livrea deloc, gen, nu mergea cargosul. Și așa că trebuie să luăm din magazin. Am dus cu tot, l-am luat din magazin. Când l-am trimis în garanție, pentru că știți că laptopurile au garanție, calculatoarele puteți trimite în garanție dacă nu îl desfaceți, dacă nu schimbați ceva la el. Nu sunt garanție. A ajuns, l-am trimis marți cu cargosul, dar pentru că nu se trimite fix în ziua aia, pentru că era o dată pe la 4-5 amiaza, deci nu s-a putut trimite atunci. S-a trimis miercuri. Și am dus și curierul, n-a zis că îl trimite. M-am făcut, dacă cumva se lovește laptopul și nu mai merge la garanție, să ne dea înapoi banii pe care i-am dat pe laptop. Dacă mă întrebați, afară tună, dacă se aude pe filmare. Afară tună. De clipul ăsta nu va fi pus cu muzică pe fund, dar probabil voi pune, habar n-am, nu știu. Voi dacă pot să pun în YouTube, videoclipul ăsta nu va apărea la ora 4, pentru că e doar un videoclip informativ. Bun. Ideea că l-am trimis, au sunat că au ajuns, că dacă nu se rezolvă la ei. Ce s-a întâmplat, mă? Sper că nu am luat bani. Nu, ok, încă mai sunt aici. Am crezut că mi-am luat bani și de-aia. Să dau înapoi. Am ca un viitor, dar nu contează. Și ideea e că iată să-l trimit în Bulgaria sau în Ungaria, nu mai știu exact. Pentru că ei de acolo l-au luat, practic, eu l-am trimis. L-am trimis în Bucharest, lucrez genul ăsta, l-am trimis. După l-au trimis și aia trebuie să-l trimite la rândul lor. Și ideea e că nici acum nu s-a rezolvat problema. Deci a stat dreptul pe două săptămâni în service, dar degeaba, că nu s-a rezolvat încă problema. Bine, partea mea că mai am garanție la el. Acum nu e foarte, foarte încins, dar da. E bine dacă nu e foarte încins. Eu o să duc luni laptopul, când mi-l zis sâmbătă, când și apare sâmbătă. Eu îl voi duce să-mi reinstaleze Windows, pentru că și mi-a spus ea de la Bucharest să reinstalez Windows-ul.
unul cu licență plătită, adică să cumpăr de la Windows, să cumpăr o licență de Windows 10 și na, probabil că o să va fi cam lung, dar nu contează. Deci mi-e dacă pentru că nu mai poți să dau săptămâna pe YouTube. Vă spun, am schimbat serverul de Discord. Pentru că pe ăla a fost grifat. Că vă anunțăm pe serverul de Discord mai că a fost grifat. De One Slayer sau nu știu, de oricum un joc de om. Deci am grifat serverul. Acum am făcut altul, e mai șmecher, aveți în descriere link. Dacă nu uite eu sau o las în comentarii, în comentarii. Habar n-am dacă vi las în comentarii sau în descriere. Bun, am ajucat de mult, tot se încinge, trebuie să duc să mi le reinstalez, am niște programe salvate, gen cum ar fi intro-ul, banner-ul dacă vreau să-l modific și lucruri de genul ăsta. Le-am salvat într-un folder și le pun pe Mediafire. Și practic atunci când mi-am instalat pentru că eu îl duc cineva care e specializat în chestiile astea și l-am instalat, a durat o zi. Acum nu știu dacă durează chiar o zi sau două, habar n-am, depinde de când vreau să fac update-ul. Știți că Windows are multe update-uri de făcut. Și da. Nu uite să intrați pe server de Discord din descriere, dacă vreți cu reptine aveți Insta Gaming și noi ne vedem în următorul episod.